Biserica Mănăstirii Taslău din județul Neamț, loc de nevoință al cuviosului Chiriac, unul dintre sfinții neamului românesc, a fost astăzi târnosită. Obștea monahală a primit cu acest prilej binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a preasfințitului părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Cei doi ierarhi au resfințit ctitoria ștefaniană în urma finalizării proiectului de consolidare și restaurare, finanțat din fonduri europene. Se sfințește biserica aceasta cu hramul nașterea Maicii Domnului, cu harul preasfântului și de viață Făcătorului Duh, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Macarie a afirmat că sfinții sunt cei care ne pregătesc calea către cer. Toți sfinții ne luminează boleta bisericii noastre. Iar cerul înstelat, scump frate și scumpă soră, nu este făcut doar pentru a-l admira, ci și pentru a ne orienta. Cei din vechime aveau această hartă a cerului și prin constelații ajungeau la destinații foarte îndepărtate și mai cu seamă găseau calea fără să se rătăcească spre casă. Și noi, preiubiții mei, avem această hartă a cerului cu toate constelațiile sfinților, ca să nu ne rătăcim pe calea către cer spre casa noastră. Avem o casă aici pe pământ, însă vom avea o casă veșnică în cer, iar sfinții ne pregătesc această cale către cer, către casa noastră cea veșnică, către casa noastră cerească. Sfinții români și sfinții în general sunt cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, a spus la rândul său mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Aceștia au fost sfinții din neamul nostru, pe care astăzi, în a doua duminică, după pogorârea Duhului Sfânt, îi prăznuim. Îi prăznuim pentru că ei au înțeles cuvântul Evangheliei și au împlinit exigențele acesteia până la ultima lor consecință. Sfinții români, precum toți sfinții pe care îi cinstim de-a lungul anului, au fost și sunt aceia care au dat și dau prioritate omului celui din lăuntru în fața omului exterior. Sfinții români și sfinții lui Dumnezeu de pretutindeni sunt aceia care au dat prioritate cuvintelor învățate de la Duhul Sfânt în fața cuvintelor învățate din înțelepciunea omenească. Sfinții români și toți sfinții din toate timpurile și din toate locurile au fost și sunt aceia care dau prioritate rugăciunii inimii în fața cugetării celei exterioare, raționale, celei dintr-o afară. Drept răsplată pentru lucrările de înnoire a ansamblului monahal înalt, preasfințitul părinte Teofan a oferit protosinghelului Iosif Chiriac, starețul mănăstirii, Crucea Moldavă. Binefăcătorii au primit de asemenea distincții de vrednicie.